Bună ziua, dragii noștri prieteni privitori! Iată că cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îngăduința Centrului Cultural Pitești, condus cu atâta eleganță de doamna director Carmen Salub, am ajuns să parcurgem și al doilea episod din februarie al cenaclului online Armonii Argeșene. De data aceasta avem drept invitată pe doamna Elena Duță. Da, interesant. Elena Duță, dar este Elena Maria Duță. Mi-a mărturisit că Maria nu este prenume, ci este chiar numele dânsei de fată. Semnătura pe care o pune pe producțiile dânsei este Elena Maria Duță. Doamna Elena. Da. Ce ați mai făcut de când nu ne-am mai văzut? În primul rând, bună ziua, domnule președinte, bună ziua dumneavoastră care vă aflați aici. Ce să fac? Treburile gospodăriei și poezii, când muza vine și nu mă lasă, trebuie să acum. Păi eu credeam că totuși la bărbați ar fi vorba de muză și la femei ar fi vorba de muz. Păi da, dar mulți ne-am pus întrebarea aceasta. A, cum, da? Cum să fie? Muză, muz. Da, nu prea merge. Dar nu, nu, da. Cam muz, nu? Sau cum? Muz. Acolate. Bun. Da. Și viața cotidiană? Viața cotidiană sunt bine. Acasă cu familia. V-ați lovit de problemele astea pandemice? Nu. V-au adus un prejudiciu? Eu am fost, cum să vă spun, optimist de la bun început. Nu am pus prea mare, nu am dat prea mare importanță acestui. Vorbeam dacă v-ați împiedicat pe unde ați fost de chestia asta, că... Nu. Am purtat cum se cere masca aceea după mine și... Da, bine, masca nu, e... Nu. Uh-huh. Am fost... Am avut o micuță gripă mai... În ianuarie, gripă care am tratat-o, după cum știu, și am învățat de la mama, de la bunica, de la... Am trecut cu brio și nu m-am înspăimântat. Medicina aia tradițională, nu? Ca să, aoleu, am COVID și nu știu ce, ce-o-i pățit, ce mi s-a întâmplat și să sperii și... Medicina și tradițională. Da, da, da. Ceai da, cu țuică da. Fiartă, cu mult piper, cu chestii de-astea. Da. Apă cu sare. Păi, cât un picuț de țuică dimineața, două Da. Păi, ce... Bineînțeles. Păi să știți că americanii au făcut... Temperatura aceea care... Americanii au făcut un studiu și s-au convins de faptul că țuica noastră este unul dintre cele mai bune medicamente. Da. Este țuică făcută de mine. Exact. Nu, asta contează cel mai mult. Nici zahăr măcar nu asta contează cel mai mult. Asta aleg poamele cele mai bune. Cele mai și este chiar medicament. Și zona de unde proveniți da. Este vestită pentru pruni, pentru prunii care cresc în, de la Davidești zona încolo. Zona noastră, zona de la Davidești este, încolo numai este vestită, pruni și mai sus măr. Sigur, da. Pitești, sigur că da. Ba, chiar unii fac confuzia și spun țuică de pară, țuică de... Nu, domnule, țuică e numai din prună. Restul sunt rachiuri. Rachiuri, aveți dreptate, da. Așa. Deci asta este termenul consacrat de țuică. Da. Bun. Hai să intrăm în subiect, așa. Cu ce vreți să începeți? Am adus să vă recit două, trei poezii din viitorul meu album Duioase regrete, care se află în lucru. Se află în lucru. Album sau... Album, mă scuzați, volum. Volum, care se așa. Care păi nu, mă gândeam că poate scoate și pe muzică ceva sau chestii de genul ăsta. Nu, îmi place muzica, fredonez, dar... Știu că v-ați ocupat și de partea asta. Da. Tocmai atunci stau mai mult la lucru, când cineva cere un text pentru o melodie populară, atunci trebuie să stau și să... până nu iese și să fie cum trebuie. Dar poeziile mele le scriu spontan. Dar spuneți-mi o treabă, că tot a venit vorba de chestia asta. Vă cere cineva din altă zonă sau din zona... Nu, din zona noastră. Din zona de aici. De aici, de la Pitești, de aici au ajuns. Au fost copilași și de 11-12 ani. Alta este vorba de aici. Artiști, profesori. Una este vorba de aici. Se pare că se vorbește cea mai literară limbă românească în zona asta a Munteniei.
Alta este când este vorba despre Oltenia, da. Ardeal. Da, da, nu, din zona noastră. Deci din zona noastră. Da, sigur că da. Și compuneți versurile ceva pe melodia respectivă? Cunoașteți melodia? Dacă mă pricep să fac și am eu atunci o inspirație și compun și linia melodică, e ok. Dacă nu, rămâne pentru Doina Ardeșului. Și pun ei pe... Da, pentru da, că da, știți da. Că... Eu mă înregistrez, dacă nu am reușit să fac, sunt melodii, texte compuse de mine, plus linia melodică, unde au fost, uh-huh. ok. Uh-huh. Dacă nu, atunci mă... Cum să vă spun? Pe telefon, mă înregistrez și transmit textul plus cântecul cântat de mine. Știi și dumnealor acolo, pentru că sunt specialiști, mai umblă la linia melodică. Ca și în modă, aud câte cu... hainele. Da. Una stau pe cine prezintă ei. Da. Și alta să iei tu să cumperi de acolo și să steagă. Nu, stă. Deci, practic, tiparele trebuie făcute sau formele sau, da. Eu știu, trebuie făcute pe cel care le îmbracă. Deci, dacă cineva este mai subțirel, trebuie un anumit tip de îmbrăcăminte. Dacă sigur, este mai plinuț, sigur. Alt tip de îmbrăcăminte. Da. La fel este și muzică, zic eu. Nu poți, la un moment dat, dacă se pliază versurile pe muzică sau muzica pe versuri, este extraordinar. Da. Dar se întâmplă câteodată să auzi și câte o melodie care are versuri de așa cam canu, cam perete. Da. Și clar că nu dă bine la urechi. Da, ia spuneți. Deci, al treilea volum de autor se va numi Duioase regrete. Acum trebuie să înțelegeți că nu vor fi numai regrete în volum. Mm. Adică... Ce este? Duioase regrete. Un regret pe care, la care eu mă gândesc totuși cu dragoste, cu căldură, cu... Interesantă da. Chestie. Da, și un fel de paradox. Da, da. Regret duios. Regret duios, adică când regreți... Vă pare bine că regretați. Da. Interesant. Mă întorc în același timp și probabil că regret că nu mai sunt în acele timpuri sau... Păi, sau... Da, dar aici e regret 100%, până la urmă. Dar dacă... Sau vă gândiți cu duioșie la... Da, da. Bun. E... Lumea va înțelege de ce da, am... Da, interesantă paradigma asta. Și sper că n-am să schimb titlul. Nu, cred că îl voi schimba, așa vă rămâne. Nu schimbați, că e foarte interesant. Da, da. Chiar deci ați... am să vă recit prima poezie, care dă și titlul volumului, Duioase regrete. Regret uneori că nu am fost o floare, un crin alb, un busuioc sau o garofiță. M-ar fi purtat voinici la cingătoare sau mă împletea câte o fată în cosiță. Uneori regret că nu am fost un pom, cu crengi asemenea unor brațe vânjoase, să aștept să dau din roade unui om sau câte umbră să aduc pe lângă case. Și mai regret că nu am fost un cuc, așteptând cu drag în zbor fără ședere, așteptat cu drag în zbor fără ședere, de-abia mi-ar fi zărit gândul haiduc până ce cântul începea ampiere. Mai regret că nu am fost chiar un pârâu, cu susul să cobor pe știuta amicale, să mă tulbure doar însetatul fir de grâu sau roata morii ce mă aștepta în vale. Mi-aș mai fi dorit să fiu un suav fluturaș, odihnea să-mi fie doar pe o aleasă floare, să încânt privirea nevinovată a unui copilaș, o zi într-o livadă să-mi fie viața trecătoare. Dar m-am născut cu acest chip de muritor și cu o dragoste pentru tot ce mă înconjoară. Pârâul va seca și el, chiar dacă-i curgător, iar floarea își va scutura petalele într-o seară. Vă mulțumesc! Da, foarte frumos, excepțional. Până la urmă, face parte tot din poeziile, să zic așa, filozofice, chiar dacă este îmbrăcată într-un fel de copilărie, într-un fel da, de... Da, da. Și copilărie și te pune și pe gânduri. Este un înveliș ludic, așa, da. Dar ea face parte, practic, din marile întrebări existențiale pe care ni le punem. De ce ne naștem? De ce murim? Da. De ce n-am fost, cum am spus, în fruturile? De ce n-am fost? Că toți ne punem întrebarea asta. Oare de ce
sunt femeie și nu am fost altceva. În primul rând bărbat sau altceva care are viață, suflu. De multe ori da. Îți pui întrebarea aceasta. Interesant. Da. Următoarea poezie se numește O speranță stați și un regret. Stați un pic, că mă frământă niște probleme aici. Ce înțeleg eu când dumneavoastră vă puneți aceste probleme existențiale, încercați să vă și răspundeți? Da. Încercați să găsiți un răspuns în dumneavoastră sau la alții? Pentru că dacă lansați o poezie de genul ăsta și faceți o provocare, ar trebui să aveți și un feedback. Adică da. Să vă spună cei care o citesc ce au înțeles ei și chiar să vă răspundă la treaba asta. Deci, după cum observați în poezie, mi-am răspuns mie, în primul rând, și nu, am și... Nu complet. Nu complet. Deci, nu prea complet, adică mai lăsați așa niște puncte de suspans. Da, sigur că da. În care parcă tot ați mai scrie despre chestia tot asta un pic. Tot ați mai scrie, poezia are deja. Ori nu v-ați făcut o introspecție și... totală. Da. Să vedeți cam despre ce e vorba în interiorul dumneavoastră și atunci cred că bine ar fi să scrieți un memorie, spuneți. Va urma. Da. Deci nu puteți chiar ultima strofă aduce la o concluzie. Dar m-am născut cu acest chip de muritor și cu o dragoste pentru tot ce mă înconjoară. Da. Chiar dacă sunt om, tot ce mă înconjoară iubesc. Chiar așa? Pârâul va seca și el, chiar dacă e curgător. Sigur. Iar floarea își va scutura petalele într-o seară. Da. Sigur că da, tot ce mă înconjoară. Deci, practic, aici atingeți și dogma aceasta care spune că creștin ortodoxă, da. Care spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Da. Ar mai lipsi ceva și ajută-l. Și ajută-l. Când îți cere. Soții voi să știi despre ce e vorba. Da. Bun. Cine mai citiți? Am să vă citesc O speranță și un regret. Aici o să înțelegi dumneavoastră cu siguranță mai bine decât mine. Speranța poate să fie o femeie pe care am depersonalizat-o, sau cum să zic. Iar regretul un bărbat sau pe care l-am însuflețit. Cum ați spus că se numește? O speranță și un regret. O speranță și este un regret. Este un dialog între speranță și nu regret. Nu cred că ar trebui să faceți diferența asta, adică bărbatul să fie speranța, femeia regretul sau invers. Poate să fie amândoi. Poate să fie amândoi, atâta timp cât reprezintă o familie, un tot. Da. Nu poți să-i desparți. Bă, tu ești speranța. Și atunci eu dacă m-am gândit că speranța poate să fie asta, femeia, poate să fie și invers. Asta poate să fie ceva de genul de la agonie la extaz sau invers, de la extaz la agonie. Este normal atâta timp cât trăim într-un sistem dualist în care există sus, jos, noapte, zi, bine, rău și așa mai departe. Da. Și în fenomenul ăsta există doi poli. Speranță și regret. Da. Dar poate să existe speranța regretului și regretul speranței. Și uite așa, o să intrăm în niște nișe din astea, nu mai știu cum să mai ieșim. Mă depășește. Se creează funcții logice. Deci după ce doamna și-a exprimat poetic, domnul a analizat... Da, foarte frumos, mă bucur. O speranță și un regret. O speranță și un regret s-au întâlnit pe o margine de seară. Ea tot credulă și el tot cochet, ea flăcăruie și el ceară. Ce bine că ne-am întâlnit, i-a spus regretul duioșat. Aș vrea să mă mai simt iubit, în taină să mai fiu purtat. Mă lasă în ochi să te privesc și în lumina lor să mă aprind. Și din lumina lor să mă aprind. Mă arde cu un foc nepământesc, dar lasă-mi brațele să te cuprind. Mai prinde-mă în focul nebunesc, să ard iubindu-te ca un fitil. Poartă-mi de grijă să nu mă pârjolesc, eliberându-mă din când în când subtil. Revină cu lumina-ți pâlpâind, să ardem amândoi ca două torțe. Să ne scăldăm apoi în baia unui gând, și pe rând să-l hrănim cu forțe. Ascultând speranța năucită la regret, gândea că ar fi mai bine să-l sugrume.
să-l sechestreze și să-l ardă încet, dar se îndrăgostise de-al lui nume. Prinde-mă de mijloc, ia-mi din vâlvătaie și noaptea înstelată să ne adâncim. De va să vină din senin o ploaie, vom fi condamnați ca să murim. M-ați făcut praf cu ăsta. Lăsați-l un pic să vă spun ceva. Da, lăsați-l un pic să vă spun ceva. Nu baia unui apa, că baia. Baia unui gând. Probabil așa am gândit-o. Sunt poeții care când le scriu pe grad, cum spunem noi apa, la școală. Apa unui da, gând. Da, aveți dreptate. Foarte bine că... Da, aici aveți și o tentă... Încă nu am aveți și o volumul. Tentă demiurgică. Aveți, ai de mine, filozofie curată. Filosofie curată. Mă bucur că vă bată. Excepțional. Deci, absolut excepțional. Absolut excepțional. Fiul meu mă încurajează. Eu am tendința aceasta de a mă... Cum să zic? Ia spuneți-mi, scrieți poeziile dintr-o dată, le puneți atunci pe tapet sau le mai și gândiți? De exemplu, scriu o poezie care are 3 strofe. Când o trec pe curat, cum zicem noi când eram la școală, o trecem pe curat sau când îmi o scriu ca să fie acolo așa, atunci poate mai compun 2 strofe. Bun, am sau înțeles. Sau schimb anumite înțeles, cuvinte, da, schimb... Până o scoateți, până găsiți o formă care dumneavoastră credeți că e finală. Finală, da. Durează? Nu durează așa mult. Nu durează așa mult. Nu. Nu durează. Când ați început să scrieți poezie? Poezie am început să scriu prin 2015. Bun. Bine că elevă fiind la generală, am mai... Cum puneam? Dar v-ați apucat cu adevărat de hobby-ul ăsta în 2015. Da, am văzut pe Facebook. Bun. Că mulți poeți au pagini. Ați recitit poeziile dumneavoastră din 2015? Le mai recit. Și ați avea ceva de adăugat sau de schimbat sau de... Nu, pe parcurs din 2015. Nu, eu vă întreb în momentul în care... Dacă da, dacă sunt poezii care chiar din volum, din primul volum, așa? Le-am luat și le-am, cum să zic eu, perfecționat. Le-ați da? Refăcut. Da, pentru că am avansat și eu sunt mai... Păi de-aia, de asta vă întreb și de asta v-am spus chestia asta, pentru că... Am zis, uite, poezia asta... Ar fi bine să nu le scoateți. Trebuie să fie scrisă. Cuvântul ăsta nu mai trebuie aici. Sau... Da, am revizuit. Ar fi bine să nu le scoateți dintr-o dată. Să da, la primul volum l-am scos. Să se pritocească acolo vreo câțiva ani de zile. Serios vă spun, fără niciun fel de glumă. Că în momentul când le recitiți, dumneavoastră o să vă dați seama imediat ce trebuie schimbat sau ce trebuie adăugat sau ce trebuie șters de acolo. Sau când nu, chiar nu mai gândesc la o poezie anume ca să o compun, revizui primul volum și poezia asta nu... Nu prea îmi place mie cum, știți cum am este... compus-o și atunci o fac, o compun sub o formă mult mai am înțeles, frumoasă. Dar nu prea merge treaba asta, că în momentul când ați lansat o poezie, nu mai este a dumneavoastră. Când asta ați lansat un volum de poezie, poeziile din interior sigur, nu mai sunt da, ale dumneavoastră. Sunt ale mele, Sunt ale publicului. Da, foarte frumos. Și nu puteți să scoateți erată la o carte. Stai că știi, parcă aș mai... Nu. Am le lăsați tot așa. Pentru mine, da, acolo rămâne așa. Le lăsați așa. Tot pentru mine, că mai distribui în antologie. Cu gândul de a proceda altfel în viitor. Da, da. Nu? Da, sigur că da. Asta este. Da. Ce ne mai citiți? Am să vă recit Plânsul lui Eminescu, pentru că a fost luna ianuarie și în luna ianuarie am... E o poezie pe care am trimis-o și doamnei, distinsei doamnei Cristina Onofre. Să vedem dacă dânsa decide să o... Pe aceasta a doua ați trimis-o? Pe cea de a doua? Nu știu, nu. Vă rog eu frumos să o trimiteți către... Avem timp. Să dacă... publicăm în, care a în doua? Următoarea... Asta care mi-a și tot și care o m-a speranță intrat. Și un regret? Da, da. Neapărat. Vă rog mult. Da, sigur. Mă bucur că v-a plăcut. Plânsul lui Eminescu. Este o poezie aparent simplă, da, cum multe dintre poezii Eminescu le-a compus în stil simplu, da? Câteva cuvinte e, și strofă. De unde Dumnezeu să nu, adică vreau să spun, nu o strofă... Știți cum e poezia lui Eminescu? Poezia lui Eminescu nici nu trebuie citite versurile, trebuie citite pântre versuri. Pântre versuri, da. Că dacă citești numai versurile, n-ai făcut absolut nimic. Da. N-ai înțeles nimic din poezia lui. Dar în momentul în care citești versul și mai citești și pântre versuri, atunci, într-adevăr, îți dai seama ce cap a avut omul ăla, ceva extraordinar. Vă mărturisesc că cea mai dragă poezie a mea
pe care o cântam și la în general la cor, este Seara pe deal. Seara, da, pe deal. Seara pe deal. Deci, nu, aceasta a amintat mie ca fiind cea mai dragă poezie a marelui Eminescu. E de o puritate, da, și o onestitate. Și știți pentru ce? Pentru că citeam momentul acela, luam cărțile lui Eminescu și citeam, iar eu mergeam cu vitele pe deal, da, știți, cu oi, cu, ca la țară. Și tocmai de aceea cred că m-am atașat de această poezie. Da, plus, da, că având o voce frumoasă, doamna la cor mi-a dat să o și cânt și mi-a rămas așa în suflet. Excepțional. Plânsul lui Eminescu. Plânge Eminescu în rai, trei îngeri îl înconjoară. Nu mai plânge, mărit crai, patria ta n-o să moară. Te rog, îngere, am spune, ce mai e prin țara mea? Vreme trece, vreme vine, mai este întreagă ea? Mai am un singur dor în liniștea din cer, dragului meu popor, să încete ura-i cer. Dorința încă mi-e vie, o simt cum arde în piept, la cârma țării să le fie un român deștept. Îngenunchez fios craiul, maica Domnului să vină, deodată cu tot alaiul vede crăiasa divină. Și cunoscând umilința unei suflet luminos, Maica-i ascultă dorința craiului nostru frumos. Pe ale îngerilor spate, peste vămi el a zburat, la o mănăstire bate și i s-a deschis îndat. Ești Eminescu, al nostru crai, te văd cum strălucești pe boltă, ce frumusețe, ce alai! Dar simt în pieptuți o revoltă. Te rog, vină mai aproape, fă un pas, doi, nu sta în prag. Spune-mi de ale mele ape și de codrul meu de fag. Mai sunt izvoare curate, stau ascunse bine în munți. Codrii, frate, luminate, mulți sunt triști și sunt desculți. Iașul te mărturisește an de an ca pe un sfânt. Cu glorie te slăvește, recitându-ți la mormânt. Poeții compun poeme ce vor fi nemuritoare. Cine mai scrie sub tei, fiindcă sufletul îl doare? Sunt poeți ce te adoră și de dragul tău ei scriu. Muza ta ei o imploră când simt sufletul pustiu. Părinte, am o dorință și am să plec numai decât. Ce-i cu atâtea umilință și poporul abătut? Plâng creștinii la icoane cu pânză albă la gură. Preoții fac la canoane. Ce poporul meu îndură? Tu, din lumea ta de sus, luminând așa frumos, las o rază de lumină peste neamul credincios. Peste cei ce stau la cârmă și se ceartă fără de noimă, las o dâră de lumină și un cântec lin, o doină. Slava vastă mi-e deșartă și poemele mă dor, de vi se taie din hartă, dezbinați fiind ușor. M-aș lipsi să fiu luceafăr de a va mai străluci, dacă tot mai mulți români s-ar uni și s-ar iubi. Și sărutând mâna dreaptă, părintelui l-a apus, cu îngeri în zbor se îndreaptă către cel luceafăr sus. Excepțional. Este o poezie. Da. Văd că aveți de gând să mă impresionați asta. Sau să ne impresionați. Mă bucur că v-a plăcut. Deci, după cum am observat, este un dialog al lui Eminescu. Am înțeles despre ce este vorba. Cu un călugăr la poarta căruia bate și întreabă despre poporul, despre situația actuală. Deci, am și eu câteva poezii despre situația sociopolitică poezii actuală. Sociale. Nu, nu sunt adeptă lor, nu mă încântă. Dar totuși trebuie, ca poet, trebuie să mai... Dar nu neapărat trebuie, dar dacă simțiți așa... Da, așa am simțit, da. Atunci, dacă toată lumea de chestia asta elogia cu... pe Eminescu, hai să-l elogiez și eu în felul acesta, am gândit eu. Apropo de treaba asta cu ape curate, eram undeva... De la Lerești în sus, ce cabană este, că nu mai știu. În sfârșit. De la Lerești în sus. De la Lerești. Și am mers pe drumul acela de munte, care merge spre, tot spre o cabană. N-am memoria numelor sub nicio formă. Și la un moment dat, de undeva din... de pe stâncă, de sus de tot, curgea un fir de apă. Din întâmplare avea la mine pe desmetru. Ce e asta? Este un aparatel care îți măsoară
la pe ppm, deci părți pe milion, câtă substanță uscată se găsește în lichidul respectiv. În țevile noastre comune, comunale, orășenești, apare cam 135-160 părți pe milion substanță uscată. Știți cât era acolo? Puțin. 19. Da. Deci vă dați seama ce apă era aia? Da. Extraordinar. Am rămas cu gura că nu mi-a venit să cred. Cum mă 19? Și am făcut de câteva ori 19 pur și simplu. Nu știu dacă ați văzut, vin oameni cu mașinile, cu bidoane, multe și iau apă de acolo, de la munte. Da. Păi e normal. Pentru că dacă e pură, se simte la gust. Aici e un pic de placebo, pentru că apa adevărată nu are niciun gust. Niciun. Asta e toată treaba. Și de-aia ne place, zic, da, ce gust bună. Păi n-are gust. Băi, faptul că n-are gust, mai de-aia sunt e bun. Izvoare curate, da. Da, încă mai sunt. Mai sunt izvoare curate. Încă mai sunt izvoare curate, da. Încă. Cu toate că s-au întâmplat foarte multe probleme cu pânzele, cu apa din pânzele freatice din România. Foarte multe probleme și grave de tot. Așa. Ce ne mai citiți? Următoarea poezie, fiindcă suntem când la întâlnirea celor două anotimpuri, în sezonul când... Femartie, așa? Da, da, înspre martie, nici... Nu, femartie. Femartie, da? Așa, așa. Am compus Ava Iubire, este vorba despre un ghiocel care s-a întâmplat să răsară chiar lângă o brândușă și s-au îndrăgostit. Suava iubire. Interesant că după... nu mă gândeam până acum că ghiocel este masculin. Un, doi. Da, este. Extraordinar. Uite că nu m-am gândit. O brândușă, două brândușe. Da. Foarte. Ce ați observat dumneavoastră? Suava iubire. După o umbră stă ascuns un petec de zăpadă, soarele concurează des cu un vânt tăios. Un târg ghiocel a îndrăznit să se întrevadă, îmi pare curajos, apoi umil sau chiar fălos. Au trecut peste el deja o zi, o noapte, deși cam friguros, floarea își așteaptă. Îi este teamă de vânt, dar aude șoapte, se mai înalță ușor și în tăcere așteaptă. Nenumărate priviri îl adoră, se apleacă umil și în sine se roagă de cineva să nu fie rupt. O brândușă suruzătoare se desface tiptil, ghiocelul tresare știind-o dedesubt. Îndată mirosurile li se contopesc de dor și vântul alie ușor, doar să-i alipească. Te va mai da o raită, îmbrățișați ei mor, câteva zile le sunt de ajuns să se iubească. Foarte frumos, da. O poveste de dragoste între două flori. Extraordinar. Ce idee aveți? Încântăm și pe copii. Este idei o poezie care frumoase. Poate să o recite și un copilaș. Da. 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 Da, în sfârșit. Acum, să vă recit și o poezie cu vers liber degajat, cum se obișnuiește acum și se cheamă poezia modernă, da? Vers liber, degajat. Degajat? Da. Degajat de ce? Degajat, nu știu. Mine cască, iar mi-am închipuit un tractor de ăla cu... Da. Așa, care vine și degajează. Unii poeți de sus, din elita poeților, spun că nu, poți să scrii cum vrei. Pui, pun la jumătate, încep, lași și fiecare să ia ce vrea și cum vrea. Nu. În trecutul... Eu nu sunt de acord. În trecutul poeziei nu s-a acceptat ca poezie decât cu rimă și cu ritm. Nu prea se acceptau chestii de-astea. Una era să scrii proză, că dacă le înșiri apare proză, și alta e să scrii cu ritm și rimă. Dacă spuneți că nu acceptați, eu accept, dar mie nu-mi place. Eu accept că... Compun, dar tot fac eu cumva, tot ca să aibă ceva plăcut acolo. Adică să nu fie chiar așa rim. Plăcut prost. Auzului. Da, să fie plăcut auzului. Adică tot să aibă o mini-tendință spre poezie. Adică, un sunet, un anumit sunet, este modulat pe anumită frecvență. Da.
Dar se urcă și coboară la același nivel. Da, da. Pentru că înțelegeți? Așa cu, și cu poezia, cu rimă. Am citit zeci de poezii care nu chiar nu înțeleg nimic și pare o rimă scris așa. Da, bine, dați înțeles, pentru că oamenii aceia scriu niște versuri astea extrem de ermetice, de ciudate și dacă tu îi spui, băi, fratele meu, ce ai vrut să spui aici? Aș zice, a, ești în urmă. Vai de capul tău. Da. De suiet. Da. Și așa mai departe. Deci, poezia se cheamă Te așteptam, se numește Te așteptam. Te așteptam, cum așteptam și salcâmul să înflorească, să stau între tine și el, să vă inspir adânc și să vă adulmec mirosurile. Te așteptam la fel cum aștepți un cireș să se pârguie, o palmă să-mi desfășoare de pe trup iarba înflorită, iar cealaltă geloasă să înceapă să mă mângâie. Te așteptam cum așteaptă albinele mireasma din tei, o bancă să ne sprijine îmbrățișările, iar la săruturi să ne dea start fără reținere luna. M-a răcat o chestie foarte interesantă. Ce poeziile acelea cu rit și rimă le-ați citit așa ca la școală și cum vrește așa. E, la asta, gata, v-ați îmblânzit. Trebuia să vă îndulciți un pic tonul, pentru că poezia asta e degajată. Da, și trebuia să veniți dumneavoastră cu ceva ca să o ajutați. Da, da. Nu. Acum mai citesc una degajată și încerc să mă îndulcesc. Da, bine. Ați făcut-o, vă spun eu. Ați făcut-o instinctiv. Da. Instinctiv ați făcut. Da. Să nu mă ucizi. Să nu mă ucizi acum când a sosit primăvara. Vreau mai mult ca oricând să trăiesc. Vreau să primesc iertare și vreau să iubesc. Un arcuș s-a trezit și îmi șoptește să trezesc vioara. Să nu mă ucizi, cât de frumos este lacul seara. Cu sufletul arzând de dor, privesc după perdele. Chipul încă frumos în lac mi se oglindește, iar anii te așteaptă nerăbdători cu văpaia din așternut. Să nu mă ucizi, le-am promis că voi valsa sub lumina lunii și că voi iubi mai mult ca oricând ziua în care îmi va tăia respirația, cu miros de flori albe de crin, care vor trage cu ochiul la îmbrățișarea târzie a anilor noștri. Să nu mă ucizi, de mirare crinii se vor încăpățâna să scuture petalele peste noi. Foarte frumos și are sens ceea ce spuneți, adică nu e așa numai poezie de dragul poeziei. Aveți trimiteri către niște... Acum am să vă citesc, pentru că suntem în luna lui februarie, luna dragostei, a iubirii, da? Așa este considerat în februarie. Eu am crezut că nu există așa ceva. Eu am crezut că în fiecare zi trebuie să iubești. Da, 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 da. Fiecare secundă, în fiecare oră, în fiecare... Nu neapărat există vreun... A, că vă așteaptă pe dumneavoastră femeile luna cadouri la asta. E cu totul și cu totul altceva. Dar mă gândeam și eu așa că să fac o cacofonie ca om, ar trebui să iubești în fiecare secundă. Da. Ei, pe Facebook se spune luna iubirii, pe luna Facebook. Ziua nu știu care, ziua și trebuie să ne Facebook-im cu toți așa. Ziua lui... Da, fel de fel. De Dragomete. Aia da. Asta da. Vino iubite în atacul meu și pe îndelete să îl sălbătorim cum e firesc pe Dragomete. Cu ochii întredeschiși, viteazul mi-l imaginez și de pe buzele sfierbinți miere savurez. Vino iubite să ne iubim după vechiul rit, să ne consumăm iubirea lăsată la dospit. Un vin roșu amărui te așteaptă pe masă și un pui întreg rumenit de pe lângă casă. Cămașa din borangic este întinsă pe pat, lungă, aproape de glezne, cum se purta odată. Vei îmbrăca și tu una până la genunchi ca să pot vedea în tine dragobetele de atunci. Vom încinge bine focul și de bună seamă ne vom iubi toată noaptea fără pic de teamă.
de-o fi fost bună sau rea, de ochii ai departe, ne iubi pe ei velință în vreo 4 acte. Cămășile le-am îmbrăca, fiindcă-i sărbătoare, apoi sub cap le-am așeza pentru purificare. Toată toamna, toată iarna am fost dezamăgită, dar mi-a șoptit dragobetele că voi fi iubită. Frumos, doamnă, ați intrat și în nișa asta. Mă bucur că... Trebuie să ducem bucura mai departe, merg și poezia asta. Poezia să nu fie obositoare, să fie plăcută oricine. Să nu spunem eu un domn de acolo de sus că nu-i place poezia asta. Care poezie? Aceasta. Care a scris-o? Da. Păi n-are cum să... Care domn de sus întâi? Domn din aceea din elită, am eu ceva cu dumnealor, nu știu. Nu, lăsați-i asta. Asta nu ne interesează ce aveți dumneavoastră cu domnii aia. Unii. Pe noi ne interesează ce produceți și produceți... Produceți foarte bine ce produceți, da. Artă. Chiar frumos, foarte frumos. Cel puțin până acum... care o fi opusul dezamăgirii? Amăgire? Nu. Amăgire, dezamăgire. Nu știu. Amăgire. Cam același lucru? Da, da, da. Am fost amăgit, am fost dezamăgit, dar cam același înțeles. Nu, a fost o glumă. Deci... Nu, dar stăm și gândim acum. Am fost amăgită. Până acum am fost dezamăgită, tot cam același lucru. Până acum mi-a plăcut foarte pe e mai lung. De ce se folosește particula aia? În sfârșit. Mai puneam eu o dată problema dacă aia care face umbră se numește umbrelă, aia care te ține de ploaie, cum se cheamă? Tot umbrelă, dar păi are nu două... e, dar nu e normal. Vedeți? Așa, bun. Un pic de glumă, mai glumim și noi. Bineînțeles. Foarte frumoase. Foarte frumoase și... Asta când le-a scris? Anul trecut. Este o poezie scrisă anul trecut, chiar de dragobete. Deci pentru noastră a fost benefică... Da. Covidenia asta. Da. Văd. Eu această covidenie am găsit... lucruri multe și bune. Da, da, da. Și eu am fost îndrumat să găsesc lucruri bune. Da, adică văd lucruri bune. Pentru mine, ca poet, nu prea foarte greu m-am putut exprima. Mai mult ca scriitor de editoriale și de eseuri. Dar ca poet, mai greu, un pic mai greu. Văd că dumneavoastră v-a prit. Ați avut timp să gândiți, să le aranjați frumos, să le puneți cap la cap, să le dați o formă. Nu, să știți formă. Că foarte, foarte repede le pun cap la cap, mult așa, mult cuvântul la început, pe acesta merge, nu mai place forma asta. De trei ori eu am compus poezia. Adică... Fondul este nemaipomenit, dar văd că și forma este... Da, mă bucur că... V-ați exprimat în așa fel încât să ajungă la... cât mai mulți cititori și, în suflet. Și trăiești, în momentul când citești poezia, și trăiești, îți imaginezi un scenariu acolo frumos, da? Dar cum faceți? Începeți fără să știți ce urmează sau știți încep sigur de că la va o, urma? De la pur și simplu, de la o simplu... Vă vine o idee, de, da, o idee, deci de la o idee o dezvolt și... Și nu știți unde se va duce? Nu știu unde se va duce. Inspirația îmi vine... foarte repede, curge. Deci nu aveți un plan. De exemplu, dacă săptămâna asta nu am mai compus nicio poezie, chiar vreau să o compun și nu pot. Următoarea săptămână compun 3 poezii. A, vă scoateți pârleala acum? Nu scot pârleala, dar atunci aveți plan? Sper că nu aveți plan. Nu. Atunci sufletul nostru simte nevoia să se exprime așa. Da. Și poate că în săptămâna în care nu ați făcut așa, sufletul chiar vă ceartă un pic și zice, ia, încep anumite poezii și nu, văd că nu merg și gata, le renunț la ele. Dar nu vi s-a întâmplat de multe ori să vă vine inspirație și să n-aveți unde scrie și ați uitat? Mi s-a întâmplat să compun o poezie în gând și să nu mai știu nimic de primul rând din prima strofă. Dar cu acel prim rând din prima strofă am compus o altă poezie, în alt mod. Bineînțeles. Da. Am uitat.
asta fiind noaptea, când nu mă luam somnul, am pus o poezie și mi-a fost mai pus lene să mă scol să iau. Am mai pus și întrebarea asta. Dar nu am mai știut nimic decât primul vers. Unui și confrate. N-aveți un creion care să ajungă până la tavan să scrieți? Sunt da. Simpatic. Bun. Nu. Da. Am să vă recit poezia Haiducul. Este un acrostih. De ceva vreme iubesc foarte mult acrostihurile. Și mă împăc foarte bine cu ele și am compus destul de multe. Și ce iese? Da, iese, deci fiecare literă din titlu. Îl găsim aici pe... Da, da, da. Atâta iese? Cum se numește? Cum se cheamă? Haiducul, acrostih. Și iese... Da, dacă iese, citești, iese, da? Da. Bun, ia să vedem. Da. Deci, Haiducul, această poezie... Vă atrage tipul ăsta de... Da, da, în ultimul timp, da, și mă împăc foarte bine. De joc. Da. Uh-huh. A pornit de la un consătean, a postat pe Facebook despre Haiducul Radu lui Angel, care a trăit aici pe meleagurile noastre. Comuna Bârzești, Davidezi, Conțești? Nu, nu, n-a trăit acolo. El s-a născut undeva lângă Topoloveni. Așa. Chiar este și acum, parcă mai este un han care se cheamă... Nu că a trăit numai acolo, dar a avut un el, moment... Deci el acolo s-a născut. Dar zona, toată zona asta, Davidești... Negrești și așa mai departe. Da, da, Negrești, Negrești. Așa, Negrești. Le-a bătut cu, da, cu piciorul și, și cu calul. Și de ce am scris și... Pentru că mi-amintesc de la o mătușa mea care spunea că venea să mănânce la o altă bătrână care avea casa în, la marginea pădurii. Zice, la... Din fericire, unul dintre strămoșii mei, fratele străbunicului meu, a făcut parte din gașca, pardon, din... Da. Hai să zic așa, că da, al se spune că Radu a măritat fete, l-a făcut zestre, l-a... Da, 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 păi el fura de la... Da, de la da, da. Fura. Recupera. Recupera, mă rog, că tu ești prea bogat și ești Conțești, un fel de anaf. Conțești a fost comună, da, cu boieri. Și lua de acolo și dădea la săraci. Și unul dintre, deci fratele străbunicului meu a făcut parte din ceata lui Radu Angel. Da. Și da, și am multe care mi-au rămas așa, da, povestiri. Da, și a făcut fotografie cu acest haiduc. Despre el s-a scris acolo și atunci ce m-am gândit, aducându-mi și eu aminte că de acea bătână care îi dădea mâncare pe furiș de la noi din sat, plus că mie... Da, avea mai multe... Mai multe când eram copil, mă uitam foarte mult la filmele acestea cu cai, cu călăreți. Le îndrăgeam foarte mult. Când auzam tropăitul acela al cailor și... Deci era ceva care mi se... Toate filmele istorice au fost făcute, da, cu cai. Da, da. Prea erau mașini pe vremea aia. Așa. Haiducul. Aici vorbește iubita haiducului. Că bănuiesc că avea și el. O iubită, două, trei. Avea, da, mai multe. Haiducul îl găsesc doar în mijlocul pădurii. Are o galerie acoperită cu mușchi de pământ. I-am spus într-o zi că într-o zi am să-i culeg toți murii. De râsul sănătos mi s-au rușinat nurii. Uneori îmi e teamă că mi-a stupă gura. Când mă mușcă de buze, se foiește pădurea. Urma eu țin în pândă. Cuvântul are legământ. Lângă el iubirea e sublimă ca într-un viu mormânt. Haiducul cu brațele lungi și vânjoase are o poftă nebună să mă cuprindă. Iute îl las molatecă pe mușchi să mă întindă, dinți strălucitori prin părul meu și perindă. Urlă de atâta drag pădurea de foioase, capul și-l oglindește pe pieptul ca de mătase. Un armăsar își scutură coama ca într-o oglindă, liniștea serii protocolară ne îmbie iubirea să se aprindă. Foarte, deci, frumos. Haiducul este un acro. Da, străbunicul meu a făcut altceva. Deci tatăl lui a fost cu Radu Angel, iar străbunicul meu a fost apărător de tren din ăsta de căruțe. Ăștia se duceau cu, știți, da, ce făceau, se duceau cu căruțele pline, cu poșiri, cu mere, și tatăl meu a fost căruțaș în Povlașca.
Orașca și luau de acolo, își luau porumb, grâu, nu știu ce. Da. Iar el era cu securitatea. Conțeștenii, nu zic de ce etnie, că nu e frumos, tot timpul se atacau convoaiele, căruțele astea. Când auzea că este aludinul, nu se băgau, că ăla întâi dădea cu toporul și după aia zicea stai. Vai. Era clar, nu exista. Și când auzeau că e aludinul, gat, nu, nici nu se gândeau să atace convoaiele. Foarte interesantă. Istorii care s-au întâmplat, povestiri care chiar s-au întâmplat, multe din ele sunt și povești. Da. Că de, așa se întâmplă, mai adaugi, mai și la o casă, o mai îndrept, o mai te încuiește, mai... Dar multe din ele au fost adevărate. Cu ce ne mai încântați? Am să vă recit poezia Să nu fii supărată, Doamnă, o poezie care mi-am adresat-o mie, aflându-mă, având niște ani, așa. A scăzut așa într-o melancolie. Și privind în oglindă, am gândit că nu ar trebui să fiu chiar supărată pentru anii care ia. Păi de ce să fii supărat? Păi tocmai de uneori mai... Este o mare problemă atunci când un om nu poate să își recunoască vârsta și să o accepte. Da, sigur că mare da. Problemă. O ia razna, se dereglează. În aceste zile îmi pare rău că îmbătrânesc. Chiar să fii bucuros că apuci asemenea vârstă. Și un bărbat și o femeie am auzit când... Nu, păi, înseamnă că el n-are niciun fel de cultură din asta religioasă în care se spune clar că pentru asta te naști ca să îmbătrânești și să mori. Da. Deci este clară treaba. Să nu fii supărată, Doamnă. Să nu fii supărată, Doamnă, că nu mai ești așa frumoasă. Pe tine toamna e geloasă, dar să iubești tot te îndeamnă. Să nu fii supărată, Doamnă dragă, pe cele 10 fire argintii. Buzele-ți sunt tot trandafirii și au același gust dulceac de fragă. Doamnă dragă, să nu fii supărată, spre tine se întorc priviri iscoditoare. Nu ești privită doar așa, din întâmplare, mai ai scântei în ochi ca altă dată. Să nu fii supărată, Doamnă, pe ridurile care stau pe rând la pândă. Pielea ți-e încă frumoasă și plăpândă și ai același zâmbet cald ca altă dată. Să nu fii, Doamnă, supărată că n-ai primit cât ai iubit. Cu drag iubirea ți-ai mărturisit și n-o să fii vreodată vinovată. Să nu fii supărată, Doamnă, frumusețea ta e încă naturală. Poartă culori mai vii, dar fără fală și vei fi iubit în prag de toamnă. Poezia asta trebuie să o citească orice femeie peste 45 de ani. Să va se face lămurească parte despre din, ce va face parte din e problema. Doamna Elena, în încheiere, cu ce ne delectați? Încheiere, pentru timpul că... Timpul trece. Da, trece eu. Și trece repede, în momentul în care faci ceva care îți place. Să vă spun tot de femeie, să vă recit tot despre femeie, pentru că cât de curând vine luna femeilor, mai zicem, da? Băi, încep să mă simt deja mic. Da, da. Ce-i zău. Când o femeie îți cere să o iubești, pe cerul ei cu nori de plumb răsare luna. În sufletul îi răsfrânt, precum un prinț tu ești, și doar pe tine te-a ales să-i alungi furtuna. Când o femeie te alege să o alinți, sufletul ei în 10 de bucăți e sfârtecat. Mângâie sincer cu privirea, ochii ei cu minți, cu sărutări închide-i ca un bărbat adevărat. Când o femeie îți cere să o răsfeți, înfloresc de timpuriu lalelele și crinii. Adu-ți aminte ce adorată este de poeți și trandafirilor care-i oferi retează-i spinii. Când o femeie iubire îți cerșește, inima-i rănită erupe un vulcan, de vei putea să îi stingi lava care o topește, în el ușor o să înflorească toate florile din an. Când o femeie își cere să o alinți,
Ea se va teme de clipa când o să se întâmple. Tu fă o să se simtă cu adevărat că o dorești, răsfirându-i delicat ghioceii răsăriți la tâmple. Când o femeie îți cere să o iubești, fă o să se simtă ca o primăvară. Te va ierta dacă voit sau nevoit greșești, dar nu-ți mai va cerși iubire și a doua oară. Doamna Elena, asta este, cum să spun eu, șablonul dumneavoastră, da, în ceea ce privește bărbatul. Da. Foarte interesantă chestie. Poezia trecută, vă spuneați că nu e o mare problemă că îmbătrânesc și că mai am făcut așa ceva, dar la bărbat, frate, aveți pretenții. Da. Nu-i așa? Păi sigur că ăsta, el trebuie să fie îndeplinătorul dumneavoastră. Atâta timp cât eu sunt suavă și gingașă tot timpul și atentă, nu văd de ce el ar fi altfel. Deci mă lovesc de un feminism din asta, practic, da, de beton, da, aici. Nu, să știți că nu e rău. Nu e rău. Dacă vă mențineți părerile și peste vreo 25.000 de ani, este nemaipomenit. Sunteți și cu acestea, dragi noștri, stimații noștri, iubiții noștri, privitori, să zicem că am parcurs niște momente plăcute, eu așa le-am simțit, minunate, în compania doamnei Elena Duță. Maria. Elena Maria Duță. Mulțumesc. Adrian Mitroi, președintele pe Argeș al RSR-ului, vă spune la revedere și vă roagă să aveți grijă de dumneavoastră. La revedere.